Vorbește despre grăsimile benefice sănătății, în special când se face referire la dieta mediteraneană. Cel mai amintit produs este, fără doar și poate, uleiul de măsline. Ce beneficii are asupra organismului, aflăm chiar acum de la nutriționistul Ligia Alexandrescu. Este perioada când uleiul de măsline este foarte apreciat și lăudat, pentru că pe 30 septembrie a fost ziua uleiului de măsline. Cel mai bun ulei, putem spune cel uleiul bun la toate, uleiul de multe ori adjuvant într-o serie de tratamente, fie de uz intern, fie de uz extern, fie cosmetic, fie pentru revigorarea întregului organism, uleiul de măsline face parte deja din ce în ce mai mult din viața noastră. Sigur, uleiul de măsline este de mai multe feluri. În funcție de felul în care se obține, el poate să fie un ulei rafinat sau un ulei de măsline extra virgin. Evident, ultima variantă este cea pe care trebuie să o consumăm. El se obține foarte ușor și simplu din simpla presare a măslinelor la temperatura camerei, deci undeva la 20-23 de grade Celsius, iar ceea ce se obține este uleiul de măsline extra virgin. Ca și compoziție, din punct de vedere nutrițional, el conține undeva între 0,8 și 2% ulei oleic, un acid oleic, care este o grăsime mononesaturată de o calitate excepțională, care luptă cu inflamația, luptă cu acidozele, cu chiar poate fi folosit ca un adjuvant în gastrite și în bolile digestive, un antihelmintic atunci când avem Helicobacter pylori și, de ce nu spuneam, și în tratamentele cosmetice încă din Roma antică, femeile folosindu-l ca tratament pentru înfrumusețare a feței, a părului, a unghiilor. Așadar, revenind la compoziția lui nutrițională, 85% din grăsimi sunt mononesaturate, deci acele grăsimi care se opun depunerii de colesterol nociv pe artere, acea fracție de uleiuri și de acizi grași care ne ajută să avem un raport bun colesterol LDL-HDL și se opune de asemenea oxidării LDL-colesterolului și formării plăcii de aterom pe vase. Spuneam că este bogat în grăsimi, deci o lingură de ulei de măsline în grame, însemnând 13,5 grame, înseamnă 80 de kilocalorii. Așadar, nu vorbim despre cantități mari de ulei consumate, ci în salate, întotdeauna neprelucrat termic, uleiul de măsline nu se încălzește, deci nu prăjim în ulei de măsline, pentru că devine foarte, foarte nociv produsul obținut. Și o 2-3 linguri pe zi pot fi folosite ca uz intern, dar și atunci când avem o piele uscată, îl putem, ales acum toamna și iarna, îl putem folosi de uz extern. Așadar, să ne bucurăm de uleiul de măsline, pentru că este lingura de sănătate pe care trebuie să o consumăm în fiecare zi.